Stimați colegi, dragi elevi, e cel mai greu să vorbești la urmă pentru că trebuie să vii cu ceva care să atragă lumea. Să știți, dragi elevi, că eu nu vă întreb nimic. V-a întrebat colegul Horia Iovu destule. Eu vă voi întreba în anul 2 la transporturi când veniți la mine la examen. Examenul este scris și oral. Deci, practic, acolo ne vedem. Să știți că e o facultate foarte căutată. Se zice că acum vreo 100 de ani, marele Iorga, Nicolae Iorga, istoricul, și cu tot marele Ion Cebrătianu, se certau prin Parlament. Amândoi au fost și prim-ministri, miniștri ai diferitelor guverne. Iorga a zis către Brătianu, ce să caute inginerii în Parlament? De ce să vină? Probabil știți răspunsul lui Brătianu. Zice, inginerii au simțul măsurii. Eu zic că i-a dat un bun răspuns unui mare istoric, poate cel mai mare istoric al României. Iată că lucrurile în vremea de astăzi se pare că prin contur noi ne străduim să scoatem țara din criză și omenirea din criză, economiștii s-o bage în criză. Așa cam s-a procedat în ultima perioadă, inginerii au salvat economia României, economia mondială. Spuneam mai zilele trecute domnul Muguri Sărescu că România a crescut din punct de vedere al exportului de 10 ori exportul față de 1989. Vă asigur că 90% din ceea ce exportăm este creație inginerească. Iată că un aspect în plus pentru a vă îndemna să veniți către mediul acesta ingineresc. Tot ilustrul guvernator spunea că în momentul de față Bucureștiul, Clujul și Timișoara pot intra oricând în Uniunea Europeană cu moneda euro. Iar în ceea ce privește Bucureștiul, acesta are PIB-ul superior Barcelonei și foarte aproape de cel al, culmea, Berlinului. Toate rezultatele acestea au o contribuție semnificativă și din partea mediului ingineresc. România, din fericire, s-a retrezit la industrie, chiar dacă reindustrializarea reprezintă o țintă și a actualului guvern, probabil și a următorului guvern. Dar cred că în momentul de față este o nevoie acută de ingineri. Paradoxal, dragi elevi, mulți dintre voi vă îndreptați către domenii umaniste, din diverse motive. N-ați stăpânit bine fizica, poate nu v-a plăcut matematica, poate n-ați avut un profesor care să vă atragă ori la fizică, ori la matematică, ori la amândouă, ori la chimie, de ce nu? Însă să știți că în momentul de față cele mai căutate locuri sunt cele din domeniul ingineriei. Un inginer bun poate oricând să obțină un salariu pe măsura dorințelor sale. Un inginer bun în România este plătit la fel precum este plătit și în alte țări din Uniunea Europeană. Lucrurile acestea sunt convins că le știți, că le urmăriți atât în media cât și prin ceea ce primiți informații pe diverse zone ale socializării. Ceea ce vreau să vă spun în continuare este că noi suntem pregătiți pentru a vă oferi informații și a vă forma în aproape toate domeniile de viitor ale ocupațiilor. V-a vorbit colegul meu Cristian Doicin despre meseriile viitorului. Pornind de la această problematică, am luat în seamă un studiu făcut foarte bine de englezi și de ruși, ca să fie de ambele părți ale politicii și ale zonelor europene de seamă din jurul nostru. Se zice că robotica va fi printre cele mai căutate. Avem facultate de inginerie industrială și robotică. Sper să fim în stare să creăm roboți, roboți care să ne ajute, că dacă, Doamne ferește, vom fi în măsură să creăm și roboți pe post de jandarmi, cum spuneam ieri la o intervenție la Academia de Poliție, cred că nu e bine, că s-ar putea ca jandarmul ăla robot să ne dea palme și celor care suntem vinovați și celor care nu suntem. Din nefericire, în aceste momente, în Franța, pe străzi sunt războaie. E crunt ce se întâmplă în Paris. Asta ne-ar mai trebui un robot care să ne ia la bătaie. Dar cred că, cine știe, vom fi în stare să facem roboți care să distingă binele de rău.
Spațiul va fi un domeniu în care vom avea foarte mult de lucru în viitor. Iată o meserie, minerit în asteroizi. Auziți ce înseamnă asta? Adică vom căuta rezerve, resurse materiale pe lună, pe diverse alte zone ale spațiului. Clinician spațial. Auziți meserie? Clinician spațial. Pilot pentru turismul spațial. Toate lucrurile astea merg tot către area inginerească. Domeniul științei la general este prezent aici prin diverse meserii. Noi avem facultate de chimie, avem facultate de știința materialelor, științe aplicate. Apropo, despre spațiu și despre transport, avem facultate de inginerie aerospațială, după cum avem și facultate de transporturi, cum vă spuneam la început. Energia și mediul sunt iarăși privilegiate în ceea ce privește viitorul. Se spune că vor fi dezvoltatori de energie alternativă. Nu există meseria asta în prezent în codul meserilor din România, codul ocupațional. Aici avem, cum vă spuneam, facultăți de profil energetică, mediu, în ceea ce este mediu avem facultatea de inginerie a sistemelor biotehnice, că tot vorbea colegul meu Horia Iovu de inginer biomedical. Da, este pus la rang de cinste aici și se spune că acesta va fi un domeniu în care se va lucra foarte mult. Domeniul medicinii și domeniul ingineriei vor fi foarte apropiate. Există și o meserie pe care greu mi-o explic acum, ci că profesorul virtual. Ați avut vreodată profesori virtuali? Profesorul virtual și studentul sau elevul virtual. Doamna inspector, cum vi se pare? Elevul virtual este cel care nu vine la clasă, la ore? Sau profesorul virtual este cel care mai întârzie la activități? Deci se pare că profesorul virtual va fi, și chiar avem și în prezent, cel care va lucra de la distanță cu elevii, cu studenții. Evident, el va beneficia de aparatura creată de ingineri. Vom avea de asemenea afaceri, locuri de muncă. Avem o facultate în acest sens. Avem facultatea de antreprenoriat, ingineria și managementul afacerilor, cu un acronim foarte atractiv, FAIMA. Avem de asemenea meserii de viitor în internet, în tehnică de calcul. Cu toții știți că aici, la noi, la Politehnică, se lucrează adânc și cu performanțe foarte înalte în câteva facultăți, printre care automatică și calculatoare, electronică și telecomunicații și așa mai departe. Dragi elevi, noi vă așteptăm cu mare drag la Politehnică. Puteți deveni ingineri de bază în economia românească, dacă doriți și în cea europeană. Eu v-aș lămuri de pe acum că e nevoie de voi aici. Pensiile părinților voștri trebuie plătite de voi, nu de filipinezi, marocani și de irachieni, cu tot respectul pe care l-am pentru cei care vin din afara României, dar așa ar fi normal ca voi să fiți cei care să plătiți pensiile părinților și bunicilor voștri. Mesajul meu ultim va fi acesta. Rămâneți în țară, avem nevoie de voi și dacă vă gândiți la un domeniu ingineresc, cu siguranță că Universitatea Politehnică din București este cea mai nimerită pentru a face performanță și pentru a deveni foarte buni ingineri. Vă mulțumesc că m-ați ascultat!